O zi neagră în spațiul cripto. FTT parcă nici nu a fost. Atât de repede s-a dus sau nu s-a dus. Voi ce părere aveți? Lăsați în comentarii. Mai departe discutăm despre Solana, care se pare că pierde teren. Este undeva la 18 de dolari și parcă nu se oprește din a scădea. Cu toate acestea, trag un semnal de alarmă, pentru că sunt zile destul de negre. Astăzi poate să fie o zi neagră pentru spațiul cripto și am postat un thread la mine pe Twitter despre lucrul acesta. O să mergem să discutăm despre el. Dacă cumva ești nou și binevoiești, desigur, doar dacă binevoiești, hai, apasă butonul ăla de subscribe. Dă-i și un like și te aștept pe urmările pe Instagram ca să învățăm lucruri împreună. Să învățăm unii de la alții. Market update. Sub 900 de miliarde capitalizarea de piață a spațiului cripto în punctul acesta. Volumele sunt halucinant de mari, 200 de miliarde. Ieri, pentru un scurt moment, am văzut capitalizarea de piață din nou peste 1 trilion de dolari, am văzut Bitcoin-ul că pe piață a ajuns la 20.700 de dolari, ulterior am văzut un dump masiv și am înregistrat un nou bottom al BTC-ului pe la 17.100. Desigur că mulți probabil nu credeau că o să fie un nou bottom. Însă de foarte mult timp, și vorbesc de aproximativ 2 luni de zile, am vorbit despre un nou bottom. Pentru că situația macroeconomică efectiv nu arată bine și noi suntem responsabili pe baza analizei pe care o facem să anticipăm anumite momente care aveau să vină. În punctul acesta trebuie să înțelegeți că analiza tehnică nu prea are efect. O să vedem și în thread-ul de astăzi ce vreau să spun despre lucrul acesta. Bitcoin se devalorizează în ultimele 7 zile cu 11%, Ethereum cu 20%, BNB a avut un spike foarte interesant până în jurul prețului, cred că de 380 de dolari, da, aproape 390 de dolari, după care din nou un dump masiv pentru cei inspirați care au ales să shorteze BNB, felicitări. O să vă explic, rămâneți în continuare, o să vă explic cum puteți să vă păziți în momentele acestea și care ar fi cele mai bune decizii din perspectiva mea și a profesorului Harry din Greco Capital. Mai departe, mergem la Solana. Uitați aici, 42% este la 18 dolari. Dump masiv. În ultimele 7 zile cam asta s-a întâmplat cu Solana, de la 38, da, a ajuns până în această zonă. Foarte, foarte ineficient. Haideți să discutăm despre thread-ul de astăzi pe care l-am dat pe Twitter. Înainte de a începe acest thread, vreau să aveți chestia asta în minte. Bitcoin rămâne singurul complet descentralizat în toată nebunia aceasta, singurul true store of value și singurul care o să reziste orice s-ar întâmpla. Desigur că scăderile și sângerările nu s-au oprit. Trebuie să vedem cum va deschide astăzi S&P. Vom merge înapoi în zona de 3645, dacă vom merge în zona aia, probabil chiar astăzi o să avem un nou bottom al BTC-ului. Dar pe lângă toate news-urile negative, asta ne mai trebuie, ca și piețele de capital să deschidă pe roșu. Vorbeam despre o zi neagră în cripto, poate cea mai neagră din istoria cripto. Este incredibil ce s-a întâmplat ieri cu unul dintre cele mai mari exchange-uri și cât de rapid s-a întâmplat tot. Ăsta e un trade important care nădăjduiesc că o să vă ajute. Momentan toată lumea care a avut fonduri pe FTX, acestea sunt pierdute într-o oarecare măsură. Se speculează, fiți atenți aici, cumpărarea de conturi de pe FTX la sume de 0,3-0,5 dolari pentru un dolar, astfel încât să se mai recupereze unele pierderi. Greul nu a trecut încă. Solana, am văzut mai devreme, are o lichidare aproape de prețul actual de aproximativ 50 de milioane de dolari, care poate duce Solana în valori de single digits. Automat va mișca piața în jos în continuare. Deci, dacă S&P nu deschide bine astăzi, dacă alegerile nu arată bine, dacă republicanii nu sunt puși din nou în funcție, dacă Solana continuă să meargă în jos, cu siguranță va trage și piața și probabil putem să vedem BTC-ul chiar la 14.000 de dolari. Dacă sunteți într-un prim bear market, nu e o senzație neapărat plăcută, însă cu siguranță dacă înțelegeți cum funcționează ciclurile din piețele macro, puteți să înțelegeți și ceea ce se întâmplă fără să vă panicați foarte mult. Analiza tehnică, vă spuneam mai devreme și de aceasta este în punctul de față
destul de inutilă, da? Este useless. Probabil vom continua o perioadă de câteva săptămâni, poate chiar luni, pentru ca piața să-și revină din cele întâmplate. Și mai sunt multe efecte care probabil nu au fost văzute. Adică, ce se va întâmpla cu Solana, ce slăbiciuni mai sunt și în alte chain-uri legate de FTX, vor accelera și mai mult prăbușirea pieței. Acum, care e speranța noastră? E că acest eveniment nu va afecta permanent reputația spațiului cripto. Deci nebunia care s-a întâmplat atât pe FTT cât și pe Solana, da, nu va afecta reputația spațiului cripto. Suntem pe time frame de o oră. Priviți aici ce crash, da? Ce crash. La un moment dat cineva chiar a postat pe Twitter că a shortat FTT din jurul prețului a $15 până la 2,6, ceva de genul, cred că 9000%. Deci dacă a intrat și cu o sumă mai impresionantă, chiar mi-a răspuns mie la unul din tweet-urile mele de ieri, puteți să căutați. Dacă a intrat și cu o sumă relevantă, e halucinant ce profituri sunt înregistrate acum. Însă, haideți să continuăm trade-ul ca să vedem ce soluții bune putem să avem. Pentru trading, de exemplu. Știu că prețurile de acum par de nimic, da? Dar ideea e să mai așteptați puțin timp pentru o clarificare a ce se va întâmpla în continuare. Adică să nu vă aruncați în trade-uri pe leverage în nicio direcție momentan. Să rămâneți fermi și să nu vă lăsați călăuziți de starea asta de euforie. Și același timp starea asta de FOMO, fear of missing out. Nu cumva să ratăm ceva, nu cumva să se întâmple ceva, nu cumva ca piața să explodeze, nu cumva, Doamne ferește, să intrăm în vreun bull market, da? Ceea ce e imposibil, da? Să zicem, într-o stare de euforie, cine știe la ce ne putem gândi, la ce ne debitează mintea, nu cumva să se întâmple toate lucrurile acestea și noi să nu prindem trenul. Să nu gândiți în punctul acesta așa deloc, pentru că nu este eficient. Trebuie să mai așteptăm puțin timp pentru o clarificare, să vedem ce se va întâmpla în continuare. Încă o dată, nu vă aruncați în trade-uri pe leverage în nicio direcție. Pentru spot, se pot acumula sume mici. Nu sunt financiar, este părerea mea. Dar mici, încă o dată. A spus și Harry lucrul acesta în școala noastră în Grow Capital. Vă spunem și aici. Monedele pe care le am eu în vizor îs BTC, LINK, da, MATIC, RNDR, EGLD și poate chiar AVAX. Da? Dar, din nou, nu sunt sfaturi financiare. Vă explic situația, vă comentăm acest thread pe care l-am pus dimineața pe Twitter și încercăm să luăm cele mai bune decizii. Voi trebuie să vedeți cum sunteți poziționați, cât la sută sunteți devalorizați în bear market-ul ăsta cu portofoliul vostru, cât la sută vă mai permiteți să mai vă alocați pentru a investi în cripto, poate un 10-20% din net worth-ul vostru ar fi suficient, chiar și dacă suntem acum într-o bear market, dar chiar dacă piața va exploda, e bine să fim diversificați în tot ceea ce facem. Inflația, pe de altă parte, bun, primul semn va fi publicarea inflației joi, dacă poate va reacționa conform așteptărilor. Ce înseamnă inflația conform așteptărilor? Adică să replice mișcările piețelor de capital ar fi un semn foarte bun. E nevoie de răbdare în punctul acesta, nu de euforie și de riscuri majore. E bine să fiți îndrăzneți, dar mai ales înțelepți în același timp, euforia s-ar putea să vă coste. Vreau să aduc din nou în atenția dumneavoastră platforma de copy trading PrimeXBT. Am acea reducere cu codul RobertGrecu25 pe care îl găsești în descrierea acestui clip. Și, de exemplu, dacă ai mers pe main, pe promo codes, da, și ai introdus aici, de exemplu, Robert Grecu 25, pur și simplu tot ce faci dai un activate, la margin, dai pe trade margin și ai posibilitatea să tranzionezi și EURUSD, da, nu doar BTC, de pildă, da. E foarte complexă această platformă de copy trading și dacă cumva nu vrei să tranzionezi, pur și simplu vrei să copiezi anumiți traderi, în descrierea acestui clip găsești și un link, dai click pe el,
la, în primele 24 de ore de la prima depunere, dacă dai click pe linkul acela, poți să primești până la $500 bonus. Atenție, până la $500 bonus. Sunt câteva condiții, dar de ce să nu profiți de acest bonus? Și pur și simplu aici poți să mergi să copiezi anumiți trader profesioniști dacă nu ai chef efectiv să tranzacționezi. Nu vă lăsați din nou călăuziți de euforie. Cu voi a fost Robert Greg, cu mâine cum vom obișnui ne vedem la un nou clip. Vă așteptăm și în școala noastră în Greb Capital. Te aștept și cu urmărire pe Instagram. Toate cele bune!